Pandemia m-a făcut să trec prin mai multe stări. Am început cu cea de panică, cu care probabil am început-o cu toții. Apoi am simțit o nevoie exagerată de a face lucruri, de a mă simți relevantă. În ceea ce privește parenting-ul, în ceea ce privește cariera artistică, în ceea ce privește relevanța în online, pentru că absolut totul era în online, informația era atât de mare și sentimentul pe care îl trăiam, și probabil că foarte mulți îl trăiau, era că dacă nu faci ceva notabil, o să dispari. Da, a fost presant, dar ulterior m-am obișnuit și mi-am găsit un echilibru. Eu cred că orice învăț are dezvăț și invers. Și pentru mine a fost foarte importantă relația dintre mine cu mine. Să înțeleg locul în care mă aflu, situația în care mă aflu și să o accept. Asta mi-a adus liniște, mi-a adus bucurie în lucrurile mici, în activitățile mici pe care le puteam realiza. Mi-a adus inspirație pentru toată latura profesională și cumva m-am obișnuit cu noua normalitate. Și ceea ce mi-a spus Erin, fetița mea, este că mi-am făcut datoria de părinte într-un mod excepțional, pentru că pentru ea tot contextul pandemic nu a reprezentat ce a reprezentat pentru noi adulții. Pentru ea a fost un timp de calitate petrecut cu părinții, cu multe eforturi făcute de părinți pentru a o distra și pentru a se simți ea bine și pentru a nu resimți teama pe care noi ceilalți am experimentat-o. Iar pentru mai multe detalii relatate de specialiști, puteți să intrați pe site-ul UNICEF.